Au transformat un teren părăsit din localitate în pădure la data de 6 februarie. Locuitorii satului Cârnățeni din raionul Căușeni au pus umărul la înverzirea plaiului natal. Peste 26.000 de puiezde sau câmi au fost plantați de localnici, care 4 ani la rând transformă pământurile neprelucrate din sat în fâșii forestiere. În satul Cârnățeni are loc azi plantarea, continuarea plantării pădurii, da? Vrem să facem noi ca localitatea noastră și Cârnățeni să fie o localitate verde. Astea sunt niște terenuri degradate, cred că vedeți unde ne aflăm, cum arată ele și sperăm că să avem și pădurea noastră, că după anul 2023, când a fost problema cu lemnele, toți locuitorii satului întrebau de lemne. Am spus că ia, că noi avem plantate 22 de hectare și sperăm că pe parcursul următorilor ani, măcar să ajungem la 50 de hectare, și pădurea noastră. De atâta nici n-am dorit să transmitem terenul în cauză la ocolul Silvic să ne-l planteze. Noi, eu așa am fost cu un demers dumnealor, dacă sunteți binevoiți să ne dați materialul săditor și noi îl plantăm singur. Cheltuielile îl suportăm. Nu, noi ne-am planificat 2 zile, dar mulțumim la concetățenii noștri că au fost receptivi, s-au adunat în număr atât de mare, da, de 60 de cetățeni și sperăm că azi să finisăm. Practic mai avem în jur de o oră jumătate de lucru și sunt copaci de sălcâm. Că terenul în cauză anume ar smargă soiul de sălcâm și ar să plantăm sălcâm. Terenul pe care au fost plantați copacii a fost pregătit cu câteva zile înainte de autorități. Acesta a fost nivelat, trase liniile, săpate rândurile, astfel încât pădurea să crească drept conform tuturor cerințelor. Suntem Societatea Ecologică Biotică, asociație obștească, care desfășoară numeroase proiecte în Parcul Național Nistru de Jos și în ultimii ani am început să conlucrăm și cu Parcul Național Orhei și cu Rezervația Naturală Codre. Aici, la Cârnățeni, de fapt, am început deja de câțiva ani să împădurim o suprafață de teren degradat, pe care în diferite etape, iată, o reabilităm prin ajutorul împăduririi. Astfel de proiecte noi am mai desfășurat și vom continua să desfășurăm pe toată suprafața Parcului Național Nistru de Jos, adică câteva sate din Căușeni și din Ștefan Vodă. Prin asta, practic, ameliorăm suprafețele de teren degradat, creăm condiții pentru dezvoltarea biodiversității, cât și pentru a putea oferi, hai să spunem așa, oamenilor serviciile ecosistemice de care are nevoie, pe care poate să le ofere pădurea care o au ei lângă sau ori vor avea în preajma localității. Împădurirea de la Cârnățeni are loc al 4-lea an consecutiv. În anul 2021, autoritățile locale împreună cu Societatea Biotică au reușit să împădurească 10 hectare de teren neprelucrat. În 2022, 5 hectare, 2023, 7 hectare, iar anul acesta s-au plantat salcâmi pe alte 5 hectare de teren. Prin diferite metode se sădește. În alte localități, primăriile au dat terenul la Agenția Mult Silva și au împădurit pe ocoale Silv. Și de primăria Cârnățeni au dat terenul pentru împădurire la compania Biotica, care au atras investiții din exterior, de la agenție austriacă de dezvoltare, de la agenție suedeză, adică prin contracte de parteneriat, să atrag investiții și cu suportul lor, adică noi plantăm pădurile. Și s-a demonstrat, deja noi de câțiva ani am plantat la Cârnățeni, s-a demonstrat că rezultatul mai bun la noi, când implicați tot comunitatea și spune cu tragere de inimă pădurea și respectiv și procentul de prindere e mai bun ca la colegii noștri. Dar pentru sat e important ca să fie protejată de vânturi, de pădure protejează de eroziunea solului, să opresc vânturile, să opresc nouri, mai multe precipitații, umiditatea crește în sol. Adică sunt mai multe beneficii, nu numai, pur și simplu, cineva crede că spun pădurile pentru ca pe viitor să avem lemne de foc și ca să îndestulăm populația cu lemne de foc. Nu e corect. Adică noi plantăm pădurile pentru ca să îmbunătățăm calitatea aerului, să îmbunătățăm calitatea solului și mai multe beneficii pentru natură și pentru sat și pentru oameni. Sătenii se arată bucuroși de aceste acțiuni ale primăriei și spun că au ieșit cu bucurie la plantare. Aici sunt de la mic la mare. Noi avem multe hectare
de pășuni care s-au plantat. Avem vreo 3 ani de când plătăm copaci pentru viitorul nostru, pentru a avea o atmosferă curată și pentru un viitor mai bun. După cum vedeți, lumea lucrează și sădește, dar să luăm după ziua asta cât e de frumoasă, așa pădure frumoasă să crească aici, eu gândesc. Da, tare bună. Și să, cum zice, să dă Domnul ploaie, să prindă și să facă, cum îi spune, frumos pentru sat, pentru Moldova, pentru lumea și, mă rog, aer și, bă, cum zicem, poate ploi să mai trage la noi, la Crânzeni, că tare, tare des, la, ăsta, mare seci la noi. Aici a fost o muzică. Noi mai punem copaci. Asta e un bine pentru satul nostru. E foarte bine facem și bine mulțumim oamenilor că ia ca să se consolidează și fac toate lucrările astea. Nu, e greu. La început a fost mai greu, dar pe urmă i-am deprins. Asta e viitorul nostru, bucuria noastră, bucuria la copii. Asta e. Dar ce să mai spun? Dar am o întrebare, m-ar vedea cu pușca, aș mă alungi din ce, chiar că eu pun copaci, ce-ți poli asta am pus la lucru? Potrivit oficialilor, puieții au fost cumpărați cu ajutorul surselor financiare oferite de Suedia, costul unui puiet fiind de 30 de lei.